Alertă în județul Gorj, un adolescent în vârstă de 15 ani a dispărut de acasă joi seara după ce părinții au reproșat rezultatele slabe obținute la simularea evaluării naționale. Mama lui l-a pedepsit luându-i telefonul mobil și în plus nu i-a mai permis să meargă la fotbal. Băiatul, elev în clasa 8-a la școala gimnazială Fărcășești din județul Gorj, a fost dat în urmărire națională. Polițiștii consideră că a dispărut în condiții suspecte, având în vedere că nu a plecat niciodată de acasă și nici nu le-a creat probleme părinților până acum. Oamenii legii au făcut publică fotografia băiatului și fac apel la persoanele care le recunosc sau care dețin informații despre el să sune la serviciul de urgență 112.